de la un simplu interviu, Andreea a întâlnit un candidat pentru postul de prezentator al unei emisiuni. La prima vedere, totul pare simplu. Mai rămâne însă problema emoțiilor. Îți place să te îmbraci? Da, îmi place să mă îmbrac. Depinde și cine mă dezbrac, dar mă... Da. O să stau jos aici? Da, că nu vreau să stau jos aici. Am putut să îți place să te îmbraci? De sunere? Da. Da, îmi place, da. Sunt foarte de mare fană și atunci de fiecare dată, asta nu e reclamă, pentru că nu se găsește mai mult. Și atunci de fiecare dată când ajung la America, primele lucruri pe care mi le cumpăr astăzi sunt vesuri, îmi plac, în general, noaptea, roșu, roz, depinde de situație, în general, ziua pe sub haine, culoarea pielii sau negru sau alb. Care îmi pune clopa? Nu se spune, dar vede și să mi se deranjează, că e într-adevăr păpușa frumoasă, dar... boală aici și poți să dați ce vrei cu ea, nu? Scuze-mă să fie, da. Hai zi. Cum zicea? Duduța, îmi zicea. Cum? Duduța. Dar de la ce? De la Andreiuța, nu știu. Andreiuța, Duduța, nu știu. M-am chemat pentru un casting aici pentru emisiune și am emoții și vreau să te ai vreo idei de obicei ceva așa, știi, de obicei când te duci, bănesc că în primul rând trebuie să ai emoții, am emoții acum. E, nu, eu cât timp am emoții, adică nu, și dacă e un interviu și dacă sunt în fața unei camere și dacă ești așa. Și tu primezi atunci ai emoții? Da, sunt și, mă rog, nu e o chestie, dar nu reușim să zic. Tot timpul am niște senzații. Ce senzații are Andreea? A. Mi se bate ochiul stâng. B. Mă deoarche lumea și încep să casc. Sau C. Am senzația că fac pe mine. Trebuie. Ce senzații are Andreea? Ce? 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 Are da. Senzație neplăcută. Mai facem. Pe... Hai să vedem dacă ce este varianta pe care... A spus-o. Tot timpul am niște senzații, tot timpul am senzația că fac pe mine. Știi, exact un minut înainte să intru într-o filmare, ori ce nu știu. Ai văzut senzația că face pe sine și nu pe altcineva, că... Deci să mergem mai departe și să continuăm cu interviul, să vedem ce s-a mai întâmplat acolo. Nu ne-am făcut videoclipul ăla cu... Eu cred că au fost vorbirile alea că era ceva o chestie, că zicea lumea că tu n-ai prieteni în perioada aia. Da, am declarat întotdeauna că am prieteni. Că ai filmat. Da, am avut prieteni. Dar de ce să intrezi? Nu știu, domnișoară, ceva, te rogă frumos de mă, ia, știi pe aici. Vrei să vin ceva? Nu știu. Ce? Nu? Păi da, că am să te împujorezi și tu puțin. B. Face bine la inimă, poate ai probleme. Sau C. Vinul roșu e bun pentru femei când îl dau bărbați. Păi, nu e vinul roșu bun. Nu când îl dau bărbații, așa a spus și... Nu știu, hai să vedem. Deci varianta ce? Ce? Măcar dai și tu vinul roșu, că vinul roșu e bun pentru femei când îl dau bărbați. Ce nu se poate e clar. Motivul ăsta de vin roșu. Hai să mergem mai departe. Apropo, am văzut la cer. La cer am văzut o fază cu Ozon, că s-au întâlnit pentru cer cu Daru Banane și au cântat împreună la fii ce nu cântați cu ex. Dar știi cum e, da, de mers de ca am pus capăt atunci și am gândit că fiecare
așteptăm în doar ceva, în viață trebuie să evoluezi și atunci n-am venit niciunul ăsta, am mers fiecare pe drumul ei. Am înțeles. Și titlul piesei mele se numește Văd de viața mea și în general asta fac. Mișto. Da, uite că de clipuri așa n-ai nevoie de figurație, nu știu ce. Păi e depinde, dar în general de ce să mi s-o făcă o chestie? De ce nu e? Până e mai ce faci? Ajungi prezentator de televiziune și vine mai bine, așa e. Da, ce să ajungi? Că are prezentator de televiziune, am un casting, nu știu dacă îi doar. Păi dar vezi, dacă ești și negativist pe alea, să faci sigur nu e. Te rog frumos, să venit aici și am convins că să le iei, nu? Trebuie să ai vedea, adică alții au făcut și tu, de ce? Nu, da, și asta e. O, da. Dar chiar ai mai... Vă zice? Să nu te sparge. Ce fă pe mine? Să nu te... Ce e asta? Ce? S-a... Eu. A văzut. Domnișoara asta. Tu l-ai spart? Da. Nu că ăsta mă bagă pe zi, nici măcar nu l-am angajat. Aici sigur nu e tu bine asupra ta? Nu. Începem așa de prima... Începem da, 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 da. S-a întâmplat, a fost... Dar eu l-am spart. S-a întâmplat. Da, domnișoara. Domnișoara v-a spart. Cât costă? Nu e vorba de bani aici acum, e vorba de situație în sine, pentru că nu mai aveam nevoie și de problemele astea. Păi și dacă pica acum tavanul, nu era... Dacă pica tavanul era foarte rău și așa a picat tavanul deja în capul meu, că de azi de dimineață am numai probleme pe cap și nu reușesc să le fac deloc, să le rezolv și... Ce variantă a oferit Andreea? A. Nu vrei să-ți verși și nervi în altă parte? B. Aveai vinul ăla, nu-l aduci? Sau C. Dacă vă mai certați, mai sparg un pahar. A, B sau C. Cred că B. Niște variante. B? B. Am încredere în ea, că am mai găsit toată ea. Poți să zic și eu? Varianta lor e B, ia spune-o tu, pata. Eu cred că ce. Și eu zic că ce. Păi la răspunsul lor este cel care trebuie să fie valabil. Bine, ce? E, nu, 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 mai ați ales. Deci B sau ce? No. La vizia. Deci B sau ce? Sigur? Deci nu vă luați după ce zic băieții. Nu. Bea atunci să fie. De-ați de dimineață am numai probleme pe cap și nu reușesc să le fac deloc, să le rezolv și... Avem vinul ăla, nu l-am dus să dăm un simt că poate să calmeze. Bravo, fetelor! Hai să vedem și dezvoltământul farsei. Ce s-a întâmplat când a aflat? Cine a fost vinovat? Cine a fost? Nu a fost vinovat, era Domnișoara Țărnu. Domnișoara Andreea a fost la camera ascunsă și a zis urmă la TV. Ce a plecat? Asta e. Cine a spus? Dar zi să numiți că o stafuția. Ai văzut că am și vendana, este și toată. Ascunsă la prima TV. O camera. O camera.